O dulce și duioasă mamă, adesea încerc să te alin. Mă că te cuprinde o teamă și în jurul tău există... Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc! Doamna Nadejda, noi am venit cu o mică surpriză. Să vă aducem emoții, că este special pentru dumneavoastră, da? Da! Și special vreau să vă vin acest coș cu trandafiri. Să vă aduc doar zâmbetul de tot pe buze și bucurie. Hop. Mulțumesc! Da, pot să aflu din partea cui? Tatăl meu, asta la cine crezi poate să fie? De la fiul. Uitați-vă și torta ca să vă întocească viața dumneavoastră. Așa, și șampania ca să sărbătoriți cu toată familia, cu prietenii. Dar avem și un mesaj de felicitare care m-a rugat să-l recit pentru dumneavoastră ca să înțelegeți din partea cui poate să fie. Am mai trecut un an cu bune și rele. Un an în care iar am fost departe de voi, de tine, scumpă noastră. Noi îți spunem din toată inima la mulți ani și îți mulțumim pentru tot, pentru iubirea cu care ne înconjori, pentru răbdarea pe care o ai. Te iubim mult, chiar dacă nu ți-am spus când trebuia și mai puțin am arătat. Ești unica persoană care va fi aici când vom avea nevoie pentru asta. Îți mulțumim la mulți ani, mami. Sigur că vine această surpriză din partea familiei Bucicov. Da? Ficiorului dumneavoastră. Și asta e surpriză. Exact. Și încă a familiei, așa ca să nu o încurc, Constantinescu, exact. Care și noi ne alăturăm cuvintele spuse, doamna Nadejda, vă dorim multă sănătate, bucurie, să fiți mereu cu zâmbetul pe buze și ca astfel de surprize din viața dumneavoastră nu dispară niciodată. Bine, mulțumesc! Hai la o cafea! Mersi mult! Dacă aveți și dumneavoastră ceva să-i transmiteți, un mic salut lor. Vreau să le mulțumesc din tot sufletul la ficior, la fiică, la noră, la genere și la nepoței. Le mulțumesc din suflet că mi-au făcut așa o surpriză și vreau să le fie viața așa de dulce cum e torta. Așa să fie. Mulțumesc frumos. Mare plăcere. Te văd cu ochii plini de lacrimi, cu gândul Fredon prin viac. Mă gândesc la câte patimi